Pierderea timpului la cozi este principalul impediment pentru românii care își rezolvă la ghișee problemele cu statul. 7 din 10 români sunt nevoiți să-și iau o zi de concediu pentru a rezolva probleme ce țin de interacțiunea cu statul, arată o cercetare făcută de Asociația Română pentru Smart City. Colega mea, Ana Maria Tuica, a citit studiul și ni se arătă cu detalii. Găsit, 8 din 10 români spun că nu reușesc să rezolve de la prima vizită problema pentru care au mers la una dintre instituțiile statului. Cel mai des află abia când ajung la ghișeu faptul că nu au avut toate actele la ei, ori că sunt întârzieri cauzate de defecțiuni tehnice și erori umane în instituția respectivă. Același studiu mai spune că mai mult de jumătate dintre români cred că trăiesc într-o țară birocratizată excesiv. Dintre toate interacțiunile pe care le-au avut în trecut cu instituțiile statului, aproape 36% dintre respondenți spun că niciuna dintre acestea nu a avut loc în mediul digital. 21,89% susțin că au avut o singură interacțiune în mediul digital, iar 17% au folosit internetul atunci când au avut de rezolvat o chestiune birocratică. Mai mult, majoritatea respondenților nu dau mari șanse digitalizării complete instituțiilor administrative ale statului în viitorul apropiat. Aproape 28% dintre respondenți consideră că acest lucru se va întâmpla abia peste 10 ani. Peste 22% consideră că în 5 ani, iar 20,63% sunt de părere că digitalizarea nu va avea loc deloc. 88,66% dintre români de altfel interacționează cu instituțiile statului pentru plata taxelor și impozitelor, iar peste 67% pentru obținerea unor acte sau pentru reînnoirea unor documente oficiale. Iar acum să vedem și câteva exemple de bune practici. Orașele din România cu o strategie inteligentă de dezvoltare sunt Cluj-Napoca, Iași și București. În ceea ce privește capitala, sectoarele 3 și 4 sunt cele mai multe exemple cu astfel de proiecte în domeniul Smart City, modernizarea pieței agroalimentare Sudului, investițiile în infrastructură, stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice sau lucrările pentru o nouă stație de metrou la nivel suprateran sunt câteva dintre exemplele de proiecte pentru care bucureștenii din acest sector ar putea să le fie ușurat traiul. Și discutăm despre acest subiect în minutele următoare cu domnul Alexandru Panait, expert în inovare digitală, în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, Mihaela. Aș vrea, în primul rând, să discutăm despre gradul de digitalizare din instituțiile publice. Unde ne aflăm în acest moment? Din păcate, în momentul de față, putem să spunem că în România vedem un deșert al digitalizării. Nu prea există infrastructură digitală dezvoltată, totul se întâmplă pe hârtie, iar acest lucru îngreunează extraordinar de mult flow-ul informațiilor în rândul funcționarilor publici. Este extrem de important ca toate datele care în momentul de față sunt folosite pe hârtii fizice să fie importate în formate digitale pentru a putea în viitorul apropiat să eficientizăm toată administrația publică. În momentul de față, prin intermediul modului de lucru actual, nu se poate eficientiza dacă digitalizăm direct paradigma pe care operăm. Trebuie să schimbăm paradigma complet în momentul în care digitalizăm, pentru că o digitalizare fără schimbare de paradigmă o să ajute doar într-o foarte mică măsură. Iar noi, având în vedere că suntem printre ultimii din punct de vedere al digitalizării, conform clasamentului DESI, este foarte important ca să folosim ultimele tehnologii disponibile pe piață ca să ne digitalizăm într-un mod cât mai eficient. Lucru pe care l-am făcut și cu dezvoltarea infrastructurii de rețele telefonice și de internet. Astfel, suntem printre fruntașii din Uniunea Europeană la capitolul viteză la internet și același lucru putem să-l facem și în privința digitalizării. Când toată lumea își pune această întrebare, când? Și mai ales că am avut acest studiu, ne-am uitat pe aceste date, am văzut undeva la 28% dintre români spun că se va întâmpla poate peste 10 ani, dar sunt și foarte mulți români care n-au nicio speranță în ceea ce privește digitalizarea instituțiilor publice. Birocrația este extrem de ineficientă și nu ajută foarte mult acest proces de digitalizare. Spre exemplu, s-a dat acum, la începutul anului, legea prin care instituțiile publice nu mai au voie să ceară copii după documente, doar că această lege nu poate fi aplicată, odată din lipsa infrastructurii prin care instituțiile publice pot face acest lucru și, pe de altă parte, din cauza faptului că nu există sancțiuni care să motiveze instituțiile publice, cât și clasa politică să meargă mai mult în direcția aceasta. Totuși există semne bune. Uniunea Europeană promovează cât mai mult digitalizarea și impune la nivelul statelor o digitalizare accelerată.
Spre exemplu, noi la e-primăria ta oferim aceste soluții digitale într-un mod extrem de eficient, iar o instituție publică se poate digitaliza într-un mod minimal foarte rapid prin intermediul serviciilor. Și cu siguranță pe piață există diferiți furnizori care pot ajuta aceste instituții publice, doar că este foarte important ca capul instituției publice, cei din funcțiile înalte, să înțeleagă digitalizarea, să înțeleagă care sunt beneficiile și să vină către mediul privat. Altfel, acest match de, să spunem așa, client și furnizor nu se poate realiza în intermediul administrației publice. Vă ocupați, încercați să ajutați și să digitalizați, să spunem așa, cât mai multe instituții publice, dar cu ce vă confruntați, apropo de această relație cu autoritățile locale? Din păcate, autoritățile locale sunt extrem de focusate pe felul în care funcționează acum administrația publică și pe procedurile greoaie. De cele mai multe ori, funcționarii publici nici nu vor să audă de nou pentru că sunt extrem de încărcați cu diferite tipuri de proceduri. Pe de altă parte, există și funcționari publici care nu înțeleg absolut nimic din ceea ce înseamnă digitalizare și, din păcate, de multe ori, din ceea ce înseamnă și administrația publică. Din punctul meu de vedere, este extrem de important ca să apară o schimbare de la centru, să existe niște legi care să susțină această digitalizare, niște prevederi care să permită mediului privat să accelereze. Acum cu PNRR, cu siguranță, vor exista resurse pentru acest lucru, dar este foarte important ca mediul privat să se pregătească din ce în ce mai puternic ca să poată să asimileze aceste resurse pentru a genera inovație în rândul administrației publice. Din nou, repet, există resurse, există și forță de muncă, pentru că avem foarte mulți experți în domeniul IT, iar aceste două resurse, dacă sunt îmbinate eficient, putem să schimbăm România și putem să facem în așa fel încât România să aibă un curs de evoluție mult mai eficient și optim față de anii anteriori. Mulțumesc tare mult, Alexandru Panait, pentru intervenție și pentru această discuție. Mulțumesc și eu pentru invitație.